Bună seara și bine v-am regăsit, dragi urmăritori. Să spuneți și mie dacă avem sunet. Este un live inopinant, vedeți că eu făceam altceva. Dar vreau să semăn mâine dimineață semințele de dovlecei și pepene mai târziu și m-am gândit că ar trebui să vă arăt și dumneavoastră metoda de semănare, în ce semăn și ce semințe semăn. Îmi cer scuze, dar nu sunt pregătit deloc. Încerc să-mi găsesc și eu suportul pentru telefon. Pun post așa aici. Notificări peste notificări. Încerc să găsesc și eu live-ul. Acum mă văd și eu. Vă salut pe toți, doamna Andreea Barbu, mulțumesc. Bună seara, doamne Erica, Ionel Iovan, Grădina Horticologelu, Cristina B., producătoră saduri Cătunul Cornești, mulțumesc. Să trăiți, domnul Ritter, Petraș Grigoraș. Doamne Erica, de ce primesc târziu notificarea? A spus-o foarte, foarte repede. Mi se întâmplă să primesc notificări de la live-uri a doua zi, de la canalele pe care le urmăresc eu. Bună seara, Valentin Pascale, Spacebird. Domnul Mircea, opa, toți sunt buni de mâncare. Mâncăm și pe aia de porci, doblicare aia mare, nu? Să rămânele doamna Nicoleta Tanc. Să trăiți, domnul Oleg, Filon Chitan, Ionuț Dârla, Costică Tănase. Îmi cer scuze că am lipsit vineri și sâmbătă, am fost ocupat cu vânzarea florilor. Cer să pun și ăsta aici. Ați intrat înaintea mea, domnul Ritter, în casă. Eu îmi petrec serile aici, cu singurel la masa asta. O să las puțin semințele să-mi fac un pic de loc pe masa asta. Bună seara, doamna Florentina Dorobanciu. Eu umplu pahare pentru petunii acum. V-am arătat în videoclipul de astăzi și în live-ul de ieri. Ieri am încercat să fac un live, nu mi-am dat seama că nu e imaginea bună, nici nu mi-a scris nimeni. Dar trebuie să-mi întorc telefonul ca să văd mai bine, m-a învățat un urmăritor. Acum văd și eu. Asta mă la cineva castraveții market de la Opal, cum sunt. Nu știu, nu-i cunosc. Opal e firmă bună. Aveam o cunoștință care semăna numai dovlecei Opal. Dar castraveții nu știu. Da, domnul Mircea, și la noi a fost foarte cald astăzi, dar se anunță o scădere a temperaturilor în toată țara. La sfârșitul săptămânii avem temperaturi negative noaptea. Bine, cald ziua și frig noapte. Tot așa, cred că au fost vreo 18 grade, dar dimineața e 1 grad. Bună seara, domnul Ion Alexandru. Diferențe de temperaturi între zi și noapte foarte mari. Și nu e bine. Nu e bine pentru plântuțe. Încercăm noi să echivalăm acolo, dar nu reușim tot timpul. Mai ales acum în perioada asta când au început repicările
masive și se extind foarte mult spațiile care trebuie încălzite. Bună seara, Nicoleta Stroie. Se întâmplă același lucru care s-a întâmplat și în ultimii 4 ani. De fapt, nu o să mai îmi fac loc așa. Nu vă mai țin cu semănarea. Eu o să semăn mâine dimineață. Eu dimineața semăn la cafea și după cafea sau după cafele. Acum seara lucrez aici la masă, montez, umplu pahare, alveole, pregătesc pentru a doua zi când ar veni, în timpul zilei să am totul pregătit pentru repicare în principal. Dar m-am ocupat foarte mult de flori seara. Am avut foarte multe comenzi de jardiniere, am multe comenzi, multe jardiniere la comandă, dacă vreți, mai corect așa. Și ieri mi-au venit vreo 30 de bucăți. Încă mai am tiroleze, să le fac și pe alea 30, dar le termin. Petrunile la pahar de 9, am fost astăzi, mi-am cumpărat încă un sac, așa cum am eu paharele la sac, ia uitați. Vedeți? 9.500 de bucăți. Bună seara, Marian Gheorghiu. La primurile trebuie căldură ca să înflorească, dacă n-au înflorit, da. Dacă sunt înflorite, trebuie să menținute la o temperatură micuță. Aici este cea mai mare greșeală a mai multor producători, că nu avem spații separate să diferențiem temperaturile. De exemplu, la Lambila am avut nevoie de 10 grade ca să înflorească și la primulă care era deja înflorită trebuiau 5 grade. Și eu am ținut-o și pe aia tot în 10 grade, dar am avut noroc, am controlat-o bine anul ăsta din udare. Bine, eu am pus pahare de 13, modelul ăla de la semințe plante care este mai mare decât modelul de Tecu sau de... Mai e o firmă de asta care mai mare așa de pahare. Acum, primul dată trebuie să-ți facă și creșterea vegetativă. Deci prima dată își face creșterea vegetativă, după care apare înflorirea. Deci are nevoie de vernalizare. Ea trebuie semănată în august. Dacă cumpărăm răsad, răsadul vine prin septembrie, octombrie, nu mai știu exact când l-am primit. Octombrie, cred. Și are nevoie de vernalizare, adică de trecerea iernii. Da, domnule, ce am o grămadă de flori, nu de flotări. Bună seara, doamna Nișara Livadaru. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Nicolar Gheorghe, din Dublin. Foarte bine că ne urmăriți pe noi românii. Domnule Erica, dacă pun din 15 martie ardeii și vânăta nu e târziu, eu nu am solar și afară încă frig, am făcut afară o răsadniță. Cam periculos cu răsadnița afară, pentru că este spațiu mic, mă gândesc, și nu este târziu dacă puneți pe 15 martie. O să plantați undeva după 10 mai, e tot mai bine. Oricum vremea se încălzește și plantele să crească mult mai repede, au condiții mai bune, lumină mai bună. Dar aveți grijă cu răsadnița de afară, să nu, dacă este spațiu mic, pe timpul nopții, mă gândesc că germinarea o faceți în casă, pe timpul nopții să monitorizați foarte bine. Dacă veniți cu o sursă de căldură acolo, să nu faceți prea cald, deci și prea cald afectează. Mulțumesc, domnul Sorin. Bună seara, domnul Adrian Vasile, Răzvan Neculau. Întrebare, dacă se poate, există dovlece rezistență la făinare? Înainte nu aveam probleme deloc, dar acum nu mai fac față cu problema aceasta. Să știți că eu am văzut făinare și eu multă la dovlecei, dar dacă au soare direct, nu știu, mă gândesc, sunt ventilat foarte bine, de obicei făinarea apare unde este umiditate, deci nu răsare
soarele exact pe spațiu unde sunt plantați de obicei. Eu am avut problema asta la trandafiri, îi țin la poartă acolo, anul ăsta am scos o parte din ei, dar nu, pe cei mai importanți am ținut în curte unde are soare dimineața. La mine, dincolo de gard, este întuneric până pe la 11. Abia la 11 ajunge soarele acolo și luminează. Deci, problema făinării puteți să o rezolvați foarte bine cu schimbarea locului unde plantați, să fie în soare direct. Deci dimineața când răsare soarele să fie pe ei, să plece umiditatea și nu... Deci fungii nu o să mai aibă umiditate, să se mulțească. Cam asta e logica. Până la urmă, făinarea este un fung, un mic mucegai care e tot un tip de mucegai, este peste tot. Dar ajungând pe diferite plante, el se dezvoltă în alt fel, o atacă în alt fel. Bună seara, domnul Stelică Marin. Dan Mărgări, bună seara. Dan Mărgări, cum e vremea în Canada? Parcă în Canada era, nu? Livoadi 23, bună seara, mulțumesc. Livoadi, văd că ți-ai luat membru. Mulțumesc pentru membru, dar v-am mai spus și repet de fiecare dată când văd că apare un membru nou sau nu mai știu dacă ești nou. De dovadă că eu nu știu care sunt membrii, nu controlez canalul ăsta de YouTube de pe un calculator. Doar băiatul meu umblă la calculator, postează sau editează sau face setări pe canal, pe contul Google. Acolo am înțeles că se văd toți membrii. Deci, încă o dată vă spun, eu nu am sugerat niciodată să vă luați membri, nu vreau să vă luați membru, pentru că nu mi se pare normal să dați niște bani pentru, oricum, pentru aceleași lucruri, pentru că eu n-am niciun secret față de nimeni. Deci, am încercat să spun tot, să arăt tot, n-am făcut materiale speciale pentru membri, nu am făcut nimic în plus. Cum am văzut la alte canale, că mai urmăresc și eu canale de YouTube mari, foarte mari și acolo am văzut că se cere membru și se fac materiale speciale pentru membru. Domnul Dan Mărgărit, am primit un metru de zăpadă și acum stăm în casă și așteptăm să curețe zăpada. Mamă, un metru de zăpadă, vai de capul meu. N-am mai văzut un metru de zăpadă în România, cred că de vreo 15 ani. În România. Probabil la munte e mult metru, nu am fost la munte. Dar aici la mine, în zonă. Ovidiu Neluș, bună seara și mulțumesc. Minus 17, vai de capul meu. Doamne, ce... Și probabil dacă e zăpada aia o să scadă și mai mult temperaturile. Bun, haideți să vă prezint prima dată semințele. Pepenilor nostru-i semenă acum, dovleceii. V-am spus că anul trecut am făcut o schimbare la dovlecei, am pus un alt hibrid și am avut două reclamații la acel hibrid și am schimbat din nou, m-am întors la Ardendo, care a fost wow. Deci am semănat 4-5 ani Ardendo, după care m-am trezit eu să schimb. Și eu am și o regulă pe care mi-am încălcat-o în privința dovleceilor. Un lucru merge bine, nu umbli la el, îl lași așa, să meargă așa. Asta e. Mamă, minus 50 de grade. Wow. Este multă zăpadă în nordul Californiei și Nevada, acum deci mai ales în Canada. Acum 4 ani. Da, nu mai știu. De fapt, da, am avut o zăpadă mare, aveam eu solarele făcute pe amândouă și aveam 2 metri de zăpadă între ele, căzuse zăpada. Și țin minte că am încercat eu noaptea, am zis eu gata, o scot pe toată, dar eu am un metru între solarele mari. Și am zis că o scot pe toată cu roaba la poartă, am scos 3 roabe și m-am lăsat pe gubaș. Am zis, cădeți, cădeți, vă dați seama că am înghețat ca...
Deci, revenim la Dobrecei. Ardendul e funul, da? V-am zis, m-am întors la Ardendul e funul și nu-i mai schimb pentru nimic în lume. Poate când o să apare probleme la sămânță, că văd că m-apar probleme și pe la semințe. Anul trecut am semănat hibridul Sunny House. Sunny House. Un zucchini, deci dovlecel verde. Bună seara, doamna Veronica Toma. Și am avut un feedback foarte bun la acest hibrid. N-am avut decât 100 de răsaduri anul trecut, țin minte că au răsărit toți. Și bineînțeles că anul acesta o să semăn mai mulți. Mai mulți, am mărit cantitatea considerabil. Dar acum o să semăn doar un singur plic. Este prima serie pentru cei mai vrenici grădinari, pentru că am câteva comenzi care trebuie ridicate mai devreme, care pleacă în țară și pe acelea le pregătesc cumva mai din timp, în alveole mai mari, și astfel încât oamenii să poată să le mai țină câteva zile, câteva săptămâni, de fapt nu câteva săptămâni, maxim 10 zile, o săptămână jumătate. Bună seara, domnul Alex Rusu. Bună seara, ce recomandați la roșii insular? Folie de mulțire sau agrotextil pentru burieni? Să știți că aș fi mai de acord cu agrotextilul, pe care putem să-l folosim mai mulți ani, dacă îl găurim frumos cu un fân, da, să încălzim, sau cu o bucată de metal rotundă încălzită, să tăiem exact unde facem găurile, ca să nu se deșire. Pentru că dacă îl tăiem, se deșiră, este o iută. Sunt mai de acord cu agrotextilul pentru că el mai și respiră, da? Pământul respiră acolo sub el. Pe când folia de mulcire astupă tot, deci nu mai lasă oxigenul să circule. Domnule, am și eu răsaduri de petunii, lavandă și petunii, deci mă prind din urmă. Acum, nu știu, dar aveți solar acolo? Cu ce îl încălziți la minus 17 grade? Sau sunt în casă? Bună seara, Marius Cociorvan. Domnul Dan Mărgărit, de ce nu vă intrați dumneavoastră pe grupul de Facebook Grădina lui Dan și Prietenii să ne arătați și noi acolo? Că uite, pe mine deja m-ați făcut curios. Ne puneți și noi câteva poze acolo. Este metoda pe care am găsit-o, să văd și eu de la, cum e la dumneavoastră, să-mi văd și eu de la dumneavoastră, de la urmăritorii care mă apreciază aici pe platforma asta. Uite, chiar o să pun un link în... Am uitat. Eu vă pun link-ul de la grupul de Facebook și cine vrea să se înscrie, dați cerere acolo și o să vă aprobe administratorii. Să știți că au apărut foarte multe postări, mă bucur enorm că văd și eu la alți producători, sunt membrii foarte mulți producători, profesioniști, oameni cu experiență care intervin acolo în comentarii. Deci este exact ce mi-am dorit, să ne ajutăm reciproc, să putem să creștem calitatea răsadurilor din România, să găsim soluții împreună la problemele care apar. E o comunicare destul de frumoasă. Chiar îmi place ce se întâmplă pe acel grup. Am dedicat o cameră în casă cu rafturi și lămpi. Oho. Deci aveți o investiție acolo. Sper să nu se oprească live-ul. Bună seara. Se pot planta în perioada aceasta panseluțele în grădină sau mai așteptăm? Putea să le plantați de acum 2 luni de zile. Eu le am de 2 luni de zile afară în curte. Și la mine sunt în ghiveci, deci sunt plante pentru vânzare, în păhărele,
dacă ar fi cu rădăcina în sol, ar fi și mai bine pentru ele. Da, domnul Ritter, e frig. Aici n-am ajuns să încălzesc. Am niște roșii aici. Nu știu, cine n-a văzut materialul de astăzi, vă spuneam mai devreme că am făcut ieri un live, dar nu s-a văzut bine. Am primit câteva reclamații și am revenit astăzi cu un material filmat. Am făcut același traseu ca să vă arăt răsadurile de acasă. Și săptămâna aceasta o să fac câte un videoclip în toate solarele pe care le am închiriate în sat, să vă arăt toate plantele. Și cred că așa o să le pun solarul numărul 1, solarul numărul 2, să văd. Răsaduri de căpșuni care să fie bune. Domnule Erica, nu mă pricep deloc la căpșuni. Dacă știe cineva din ceas, te recomand aici răsaduri de căpșuni. Și uite, de asemenea, domnule Erica, am văzut pe grup că avem producători acolo de căpșuni. Puteți să puneți întrebarea asta și pe grup și acolo cu siguranță o să primiți un răspuns. Și venind de la profesioniști, de la oameni care au cultură de căpșuni, eu zic că este un sfat bun. Bună seara, grădina lui Kim. Grădina mea, salut! Eu am făcut răsaduri de căpșuni din semințe. Opa! Uitați, domnul Dan Margarit e autonom de la început la sfârșit. Ei, vinde și online? Nu. Eu vând doar din curte. La mine iarba albastră deja a făcut un cup prin curădăcini într-o săptămână, în alveolă de 70. Foarte bine, mult-o mai mare ca să poată să crească. Albion știm cu toții, dar cred că sunt acum mai multe tipuri de căpșuni. Bine, Spacebird, vedem. Mulțumesc, o să mă uit. Anul trecut am făcut răsaduri de flași tot din semințe. Și au fructificat, domnul Dan Margarit. Vă seara ce priam părjoală. Jolea. Mă scuzați. Bun. Haideți să vă arăt în ce am ales să semăn anul ăsta ca să... De fapt, asta este titlul. Anul trecut. Să vă arăt și minunăția asta. Anul trecut, de fapt, în anii trecut, eu am semănat dovlecei în alveolă de 32. Am încercat o singură dată la început în alveolă de 45 și nu mi-a plăcut. Este cubul prea mic pentru dovlecel, așa consider eu, și nu a mers la mine. Și am trecut la alveola de 32 și am mers în alveola de 32 destul de bine, câțiva ani de zile. Și anul trecut am făcut răsadul de zucchini, de Sunny Horse F1, în pahare de 10, chiar 10,5. În acestea de Tecu, paharele care le folosea toată România, dar acum sunt extrem de scumpe. Deci de 10,5. Și am avut un răsad foarte frumos, extrem de frumos, mi-a plăcut foarte. A avut tulpina scurtă, au făcut frunzele, a rămas în pahar compact, așa, era o frumusețe. Și am hotărât ca anul acesta să pun toți dovlecei la cuburi mai mari. Și ca să-i diferențiez ușor, am ales varianta alveolă de 24, modelul ăsta, cu paharul pătrat. Și pentru zucchini, de fapt nu mai știu, ba da, la zucchini o să pun pahare, deci eu mi-am cumpărat și pahare și alveole pentru toată cantitatea, dar nu eram hotărât încă cum să le pun. Deci o să pun zucchini în pahare și în alveolă să pun ardendo. Alveola asta de 28, un cubul foarte mare și pătrat, așa vedeți? Asta s-ar potrivi maxim și la răsadul de roșii, dar în perioada asta ocupă foarte mult spațiu și la mine e problemă. Și așa eu folosesc 32 și mi se umple spațiu. Deci în asta o să pun zucchini. Am uitat să-mi aduc și farfurie, am găsit pe aici un capac. La cât timp după repicare începeți să stropiți cu cupice și câte tratamente faceți? Tratamentele cuprice le fac în special cu fertilizanți. Am Simbiocupru din gama Simbiotrib. Este și fertilizant și are și aportul ăla de cupru.
Dar dacă răsadul de roșii este mare, intervin cu zeama bordeleză mai din timp. Asta înseamnă la aproximativ 3 săptămâni după repicare. Vreau să vă spun că deja am stropit răsadurile de roșii, pe care nu le-am acasă, cu zeamă bordeleză, dar în doză de 20 de grame la 10 litri de apă. Da? Trebuie să avem foarte mare grijă. Nu trebuie să folosim doza aia de 50 de grame la 10 litri de apă care este recomandată la zeama bordeleză, pentru că aia este doza recomandată pentru pomi, pentru pomii fructiferi, trandafiri, vită de vie și așa mai departe, ce stropim noi cu substanțe cuprice. Deci am început cu 20 de grame la 10 litri de apă și fertilizarea am oprit-o la roșiile alea pentru că nu vreau să crească mai. Sunt încă cel puțin 2 săptămâni până la vânzare, până o să le dau eu drumul la vânzare. Dar următoarea stropire de săptămâna viitoare o să fac cu 30 de grame la 10 litri de apă și dacă mai ajung la a treia, dar nu cred, pot să rămân la 30 sau 40 în funcție de cum am probleme. Știm cu toții că stropirea cu substanțe cuprice încetinește creșterea înălțime. Semințele de fraj le-am adus din România 10-12 săptămâni până la plantare. Au fructificat, dar anul ăsta ar trebui să fie mai productiv. Folpanul este bun. Da, și folpanul este bun, dar nu face ce trebuie să facă zeama bordeleză sau ce face zeama bordeleză. Folpanul îl folosim la ca fungicid de contact pentru putregai, când avem probleme de putregai. L-am folosit cu succes anul ăsta la mușcate, pentru că nu mai avem topsin. Și am făcut imersie în soluție de folpan, bineînțeles că am pus și fertilizant în soluția respectivă, în apa respectivă. Și a fost foarte bine. Mi s-a oprit. Făceau piciorul negru, știți ce, de ce zic. Deci cangrena a plecat din substrat și se îmbolnăvea planta. Adică se cangrenează tulpina și moare, bineînțeles. Și am aplicat folpan, n-am mai avut nicio problemă. Munteanu, bună seara, vreau să salvați acest film, să rămână aici pe YouTube. Da, rămâne, toate live-urile rămân pe YouTube. Eu n-am șters niciun live, nu... Nu știu cât de bine se vede aici. O să vin mai aproape să văd dacă... Metoda asta de semănare am învățat-o de la domnul Marius, de la canalul de YouTube Jurnalul unui grădinar, despre care nu știu ce s-a întâmplat cu el, pentru că n-am mai postat de foarte mult timp, a renunțat la YouTube. Vedeți? Pe burtă, așa îi zice, pe burtă. Așa i-a zis el, pe burtă. Deci sămânța de dovlecel nu o punem nici cu vârful în jos, nici cu vârful în sus. El a testat mai multe metode și a ales să o pună pe burtă. Deci, exact așa, pe burtă, o înfigem în substrat. Da? Nu știu unde să mă pun. Aici. Deci așa și o înfigem în substrat. Eu apăs la aproximativ un centimetru, un centimetru jumate, după care o să mișc exact așa, cu degetul turba. Adică ăștia nu mai pun încă o dată turbă peste ei, pur și simplu îi strâng așa cu... mișc turba de pe margine. Deci, semănarea se face cu sămânța pe burtă. Și exact așa, o iau și o apăs în substrat. Intru cu degetele mai mult, este turbă de semănat, nu o pune rezistență și semăn foarte repede. Deci în semănarea noastră are sămânță aici, nu? Da. Și în felul ăsta am avut, să știți, o germinație foarte bună. Foarte bună. Cu tipul ăsta de semănat. Mi-aduc aminte că
Atunci când a postat videoclipul domnul Marius, chiar l-am urmărit cu mare atenție, pentru că eu aveam o problemă cu răsadul de dovlecei, la germinare în special. El ar trebui să răsară foarte repede, în 4-5 zile să fie afară. Și imediat după ce răsare, scoate colțul, eu îi mut pe rece, da? Îi mut direct în patul mare, unde am 10-12 grade noaptea, ca să nu se lungească tulpina, da? Se alungește foarte repede, dacă îi ținem pe cald, imediat pleacă în sus. Deci cum au răsărit, trebuie să dați pe rece sau ușurată temperatura. Domnul Dan Mărgăriu, sunteți cumva apicultor? Da, eu sunt. Opa. Nu mai pot intra pe nicăieri, că imediat mă recunoaște lumea. Așa se întâmplă, domnul Dan Mărgăriu, și pe mine, și mie mi se întâmplă. Sunt câteva gri, astea le-am avut eu pe aici pe masă. Vedeți că sunt tot în deranjul ăsta, dar săptămâna asta trebuie neapărat să termin. Dar paharele pe care le-am cumpărat sunt negre. Astea, unul negru mai spălăcit așa. Uitați că vă arăt sacul acum, că era pe aici. Astea sunt de 7. Da. Înseamnă că l-am dus în partea cealaltă. În fine, astea sunt la semințe plante, sunt pe stoc. Astea negre. Și astea gri le aveam anul trecut, cred că le-a adus cineva, că eu l-am cumpărat niciodată. Uite-te aici, mai am aici câteva. N-am cumpărat niciodată pahare de astea de 8, ori 8, ori 7. Adică îmi ocupă spațiu așa și pe lângă ăsta de 7, 7, 8, care nu mi ocupă spațiu, suprafață, dar are înălțime. Dar dacă puneam în astea, era spațiu foarte mic între plante. Înțelegeți? Pentru că clar că o să le punem unul lângă altul. De exemplu, la alveolă, spațiu între pahare este mai mare, pentru că au o delimitare. Vedeți, aici am lădit unul lângă altul, chiar le-am înghesuit, s-au suprapus marginile. Uitați, aici are un centimetru între fiecare celulă. Astea de 7x7x8 sunt foarte bune la economisirea spațiului, dar nu putem să le folosim chiar la toate răsadurile. Să trăiți, domnul Stelian! Da, asta se întâmplă când punem semințele în direct în sol, dacă sunt găsite înainte de germinare, de dăunători, le mănânc. Deci roșiile răsărite, să le scot noaptea din răsarniță, nu doar noaptea le scoateți și le lăsați pe rece și ziua și noaptea. Nu le mai țineți în răsarniță, dar roșii din noi trebuie să fim foarte atenți, că imediat se lungesc. Nu le mai țineți pe 20 de grade, mai ales noaptea, dar nu trebuie să ne plimbăm cu ele din răsarniță jos și tot așa. Faceți pat învelit sau puneți arcade de astea de fibră, cum am eu aici, și le înveliți noaptea. Dar bine, să vă asigurați că are o temperatură de... Lasă că nu mai văd eu acum. Are o temperatură de... ...10 grade. Torc o lampă de asta. Este un studio mobil aici. Opa! A venit lumina asta direct în mâchi. Și e foarte simplu, e extrem de simplu, da? Tijele astea flexibile, uitați-le cum. Înfipte în pământ responsabil. Și tragem agril peste el. Aici am roșii. Și mie nu mi-e frică cu roșiile astea aici. La minus 2 grade afară. La minus 2 grade eu le țin așa. Și sunt doar două straturi. Și un agril mai vechi. Uite, sunt două straturi, vedeți? Și ăsta e lung. Aș putea să-l fac în 4, dar le las ușurel așa.
E suficient dacă sunt repicate de, sau eu știu, a zis că din Răsanii, deci nu sunt repicate. E suficient 9 grade. Ce vreți să vă spun, că eu atâta am la dimineața, aveam 7 grade la rușile nerepicate acolo, în patul ăla de jos. Da. Nu vreau să mai spun chiar toate alea, pentru că sunt... intru în conflict cu alte persoane și nu... De fapt nu intru în conflict, că nu mă deranjează, dar părerile sunt împărțite, ce să mai... Nu știu dacă ați observat și pe grup, domnul Ritter, că eu spun tot 10-12 grade, dar eu dimineața aveam 7 grade la roșiile germinate, sunt în cutiile doane. E bine de crescut roșiile la 10 grade pe noapte, cât e un minim. V-am spus mai devreme, domnul Mitică, deci de dimineața am avut la 5 dimineața, erau 3 grade afară, și la 7 era 1,2 grade la 7 dimineața și la 7 dimineața aveam la roșii 7 grade. La roșiile în cutiile doane. Păi, și ziua ar trebui peste 20 de grade, dar în condiții de lumină bună, da? Să fie soarele sus, 25, 28, chiar și 30, dar nu trebuie să lăsăm 30, trebuie să aerisim, să deschidem treptat o laterală, a doua laterală, o ușă, dăm drum la ventilatoare ca să aerisim și să ventilăm. Am văzut mai devreme materialul domnului Ciprian Rareș Porumb și a explicat foarte bine, foarte frumos cu aerisirea, cum are răsadurile așezate, să aibă lumină toată ziua, deci trebuie să dăm cea mai bună poziție răsadurilor la lumină. Și aerisirea este extrem de importantă. Știți vorba aia, intră doctorul, nu, dacă nu intră soarele pe geam, intră doctorul pe ușă. Alex Rusuncial, veule semănați, dovlecei și pepenii. Pepenii, ca să fiu sincer, o să cer și eu, ai că am făcut treabă. O să cer și eu sfaturi de la cei care seamănă pepeni. Eu n-am semănat niciodată semințe de pepeni. Am văzut că se obișnuiește în alveole de 45. Dar o să mai întreb. Întreb și eu de germinare, de ritmul de creștere, pentru că nu am experiență. Și să văd, cred că anul ăsta, pentru că nu semăm pepeni mulți, o să semăm câte 100 de semințe. Mi-au recomandat cei de la Semințe Plante un pepene cod. Asta e chiar cod. Are un cod 9592 F1 și un pepene galben, deci asta e pepene verde, un pepene galben, un hibrid de la Geosem. Se numește, scrie în bulgărești, Early Bulgarian. Hibrid 1. Este un hibrid bulgăresc. Am ales variantă mai ieftină la pepenele galben. Deci eu testez anul ăsta, încerc să învăț despre răsadul de pepeni. Cel mai probabil o să dau la clienții care locuiesc mai aproape sau la care pot să ajung eu în grădinile lor să văd și eu acest hibrid. Eu nu am unde să plantez. De fapt, anul ăsta intenționez să-mi fac și eu un loc micuț de plantare. Nu știu dacă o să și reușesc. Pentru că vreau să pun tărtăcuțele astea. Ia uitați ce forme avem aici. Și astea vreau să le pun pentru mine. De la Top Seed, zuchete ornamentale. Deci dovlecei ornamentali, da? Tărtăcuțele, zicem noi pe românește, exact așa. Și am văzut anul trecut tărtăcuțele astea, mai multe locuri, sunt foarte frumoase, foarte frumoase, ca fructe, așa, micuțe. Și exact cum se văd aici, în poze, cu toate deformările astea, cu toate formele astea ciudate. Și vreau să le cresc eu. O să pun câteva fire acolo de tărtăcuțe. Deci, Alex Rusu, eu semăn
de obicei în pahare de 8 ori, 8 ori 7, de raia discuția, și în alveolă de 24 de celule. Adică așa ceva, cu celula foarte mare. Dovlecelul crește destul de repede, fac ce frunzele mari. Și acum ce vreți să vă spun, că o să și scumpesc acest produs anul ăsta și din cauza volumului mai mare pe care îl dau, pentru că aduce costuri suplimentare, dar și dacă semănam în 32, tot îl scumpeam. De la cât la cât, nu vă spun. Vedeți, domnul Mitică, da, unii zic că trebuie neapărat 12-14 grade. Din cauza asta eu încerc să mă abțin, pentru că cel mai probabil cei care susțin 12-14 grade înalt sunt mai profesioniști ca mine, producători mai mari sau, eu știu, ingineri, și nu pot să... Eu vă spun cum se întâmplă lucrurile la mine. Cum se întâmplă lucrurile la mine și... rezultatele le vedeți și dumneavoastră. V-am zis, intenționez săptămâna asta să... fac materiale din toate solarele. Să vă arăt toate plantele. Ați văzut că am postat foarte puțin, nu e timp. În condițiile în care am renunțat la serviciu, mă gândeam eu că, mamă, să vezi cât timp am acum și pentru YouTube, și pentru... și... din potrivă, bine, m-am focusat foarte mult pe muncă, pe treaba pe care o am, de activitățile astea pe care le am, ca să nu fac vreo greșeală, să mențin productivitatea, să fiu la fel de, cel puțin la fel ca anul trecut. Și am făcut mai mult singur. Anul ăsta pot să mă laud că am semănat 95% din semințe singur. Cel puțin 95, dacă nu mai mult. În fiecare dimineață semăn. Și aici la masă mi-am umplut alveole, mi-am pregătit. Și acum dacă eu semăn dovlecei cu dumneavoastră, mâine o să semăn roșii. Sunt la a treia serie de lacrima fecioarei. Și nu cred că o termin mâine, dar poimâine sigur o termin. După aia continui cu altceva. Cu alte semințe. Încă mai am ardei pe care îi aștept să iasă. Lăsați ardei acolo să stea la cald, că ardeii sunt pretențioși. Să trăiți, domnul tot ferii, bună seara. Bun de altoit în alea. De altoit în alea, de butășiță, ar vrea să spuneți. Direct în pământ și a mers destul de bine. Da, Mitică, de obicei așa se întâmplă, n-aveți dăunători. A scris mai devreme în cea cineva că a găsit semințele mâncate. Bătrânii și așa acum se seamănă direct în pământ. Am văzut eu la domnul Titel, la părinții dânsului, ați văzut cultură de castraveți în solar, semănată direct în sol. Ce vreți mai mult de atât? Și legumicultor cu foarte mare experiență și beneficiu la semințele alea semănate direct în sol, bine, pentru că erau ciclu 2, ciclu de toamnă de castraveți, când temperaturile permit germinarea sau sunt temperaturi bune pentru germinare în sol. Și castraveții, răsărind acolo, răsar direct adaptați. Nu se mai sug, nu mai cad, nu mai... Bună seara, grădina lui Țăranu. De exemplu, Mitică, eu locuiesc într-o zonă, nu în satul ăsta, în satul vecin, erau dovlecarii Bucureștiului, satul Poșta. Deci ei erau dovlecarii Bucureștiului. Toți puneau dovlecei în grădină, primăvara de vreme, la tunele, la cum punea fiecare acolo, și culegeau și se duceau cu sacii, cu ITB-ul, cu rata, cum vreți să zicem, la piață, la București. Bine, majoritatea vindeau pe stradă. Deci ei erau dovlecarii Bucureștiului. Și acum pot să vă spun că mare parte din ei nu mai pun dovlecei sau puturoșii, nu știu ce s-a întâmplat că nu mai pun, și o mare parte din ei vin și cumpără răsaduri de dovlecei de la mine, deci nici pentru ei nu-și mai pun semințele în sol. Și înainte făceau culturi.
Și eu tot la 10-12 grade le țin, câteodată scade și la 7. Păi... Bună seara, domnul Marius Banciu, bună seara, Cristian Ion, Ion Andreescu. A început primăvara, aia a început, domnul Marius, nu vedeți că se răcește. 18 grade ziua și dimineața 1 grad. Am semnat răsat de dovlecei și pepeni pentru câmp deschis. A, acum n-am citit corect. Acum semnat răsat de dovlecei și pepeni pentru câmp deschis. Da, dovlecei la câmp deschis, pentru că n-am clienți de răsat de la dovlecei și la pepeni la solar. Uitați, anul ăsta pun și un hibrid de dovlecel Golden House, asta galben. Și vă spun sincer, nu o să pun multe, 100 de semințe, exact cum am făcut și cu zucchini anul trecut. Pun 100 de semințe, la ăștia o să pun pahare de astea de 10. Văd că nu e domnul Nache să-mi tragă bile în seara asta. La asta folosesc paharele astea de 10. La galben, ca să-i deosebesc eu ușor la vânzare, să nu-i încurc. Când dau la cineva un răsat de dovlecel galben, să fie galben. Și pun de test, să văd ce se întâmplă. Azi, zucchini am pus anul trecut, anul ăsta am mărit foarte mult cantitatea. Și să vă spun. De exemplu, ăștia galbeni au fost recomandați că merg și în câmp și în solar, se poate cultiva tot sezonul, inclusiv vara, deci au legătură bună la temperaturi înalte și se pot face ciclu cu plantări din aprilie, protejat în tunele și pe toată perioada verii în etape. Deci asta e ca salata, se poate pune de primăvara de vreme până toamna târziu. Și acum fructele apar la 50-55 de zile de la semănare. Deci un dovlecel bun pentru comercializare, dacă vreți. Și vă spuneam mai devreme, vreau să vă spun că eu pe ăsta am ales să semăn anul ăsta pentru că l-am văzut la Mega Image. Am balat frumos la caserolă și ce credeți că era cumpărat? Am văzut câteva persoane că luau caserolele alea de acolo. Și da, mă, să facem și noi dovlecei galbeni, dacă vrea și place la români dovlecelul ăsta galben. Când îl vezi așa, zici că e vopsit. Da, este un hibrid care face fructul galben. Mulțumesc, domnul Marius. În Dobrogea e frig, la noi stau lângă Constanța și s-a răcit brusc seara, da. Chiar am vorbit cu cineva de la Constanța și s-au răcit și acolo foarte tare, din potrivă, erau temperaturile mai mici ca la mine. Bună seara, Nelu și Gabi. Și eu semăn foarte puține semințe acum, ați văzut, am semănat 100 de zucchini, o să semăn 200-300 de ardendo și pepenii mai las. V-am zis, la pepeni vreau să mai cer informații, pentru că nu am experiență și dacă am de un, pe cine să întreb, și vă spun sincer că îl întreb pe domnul inginer Nache Titel, el face răsat de pepeni de mai mulți ani. Am deschis odată discuția de pepeni, dar ne-am luat cu vorba și... nu mi-a dat toate detaliile, dar o să-l sun zilele astea. Au încolțit pepenele verde și ardeiul. Noastră deja a semănat, aveți încolțit. Ia uzi, am avut eu anul trecut dovlecel galben și era bun la grătar cu usturoi, foarte frumos. La Madrid m-a ars, a nins. Deși la dumneavoastră este foarte frig. Acum, după ce ninge o geruie, câteva zile de ger, să stea la dumneavoastră acolo, să nu vină și la noi, că... Nu că se așteaptă zăpadă, mă... Deci e prognoză bună la dumneavoastră. Păi de-aia s-a și răcit și în România, ca nins în alte părți. Dar era o întrebare aici. Uite că eu mi-am făcut un mini tunel în solar și noaptea stau cu lumânări în mini tunel, mai urmăresc cum filmul încălzește și răsadurile. Aveți grijă cu lumânările alea, trebuie să fiți foarte responsabili, foarte, foarte responsabili. Am înțeles că dumneavoastră nu puteți să duceți curent acolo, e departe de sursa de curent. Și...
se pot întâmpla accidente grave de la amblumânări. Da. În grătar, noaptea avem și minus 3 grade. Păi nu e mult dacă aveți zăpadă, nu e mult minus 3 grade, dar probabil că o să mai scadă. Nelu și Gabi. Azi am pus cartofii și arbagicu, comuna Poiana Dâmbovița. Se pare că am devreme pentru cartofi, dar... A, Dâmbovița, sunteți în bazin legumicul, nu? Acum seara am fost la un incendiu. Doamne ferește, e cel mai grav incendiu. Am și eu câteva. Și eu am avut un eveniment în urmă cu vreo... În 2008, deci... Sunt 16 ani de atunci. Dar s-a stins, nu s-a întâmplat mare lucru. Bun, deci Pepeni v-a zis, nu am toate informațiile, urmează să mă interesez. Tărtăcuțele astea o să le semăn mult mai târziu. Sunt curios de semințe. Haideți să desfacem, să vedem cum au semințele. Pentru că ăștia o să-i pun eu. Lăsesc eu într-o grădină un loc. Eu nu am teren. Am ocupat tot terenul cu solarii în curte. Dar găsesc unde să-i pun. Semințe de dobleac chiar. Dar sunt mai micute așa. Și cam murdare mi se par mie. Așa vor fi ele. A luat foc camera centralei, doamne, centrală pe lemne. Era să asist eu la un incendiu de ăsta provocat de o centrală pe lemne. Oamenii greșesc, bag foarte mult în centrală, zice să țină până dimineața și crește temperatura acolo. Mitică, pepene roșu nu puneți, e diferit de cel galben ca să facă lăsat de făcut. Păi eu pun și verde. Am ales. Mi-au ales cei de la semințe plante un cod. Semințe de pepene verde, ăsta. Și codul este 9592. Ei mi l-au recomandat pe ăsta. 9592. Lângă Lugulețul, da, deci sunteți în bazin. Am văzut la știri la unul solarul s-a ars praf de la sobă. Da, am văzut multe solare arse de la sursa de căldură, de la sobă, de la centrală. Anul trecut sau acum de ani a fost un eveniment, s-a ars tot și casă și toată cultura, tot așa prin ianuarie, februarie. Deci a ars tot acolo, prin Prahova parcă. Marius, eu semăn în fiecare an pe 15 martie. Până pe 15 mai sunt gata de scos în grădină de sadurile. Județul Constanța, anul trecut, ultima brumă a fost pe 11 mai. În Constanța, 11 mai? Da, curios. Ultima brumă, 11 mai. Dar noi nu... Să zic că a fost așa, pe 15, 18, 20 aprilie brumă, dar... Nu mi-aduc aminte, adică n-a fost de curând. Am văzut un hibrid ăla semințe plante, era cu coaja neagră, foarte interesant. N-am cunoștință, domnul Ionel Drăghici. Am văzut că aveți multe flori prin curte. Vreau să vă spun că să nu vă lăsați păcălit de vreme de acum, după 20 martie, nu scăpăm de un viscol cu temperaturi scăzute valabil pentru toți. E, domnul Marius, dumneavoastră mă lăudați cel mai mult pe canalul ăsta, vă mulțumesc. Da, domnule Rădrăgici, nu știu ce să zic, prognoza la mine în zonă mi-arată temperaturi pozitive în afară de vineri și sâmbătă viitoare, de fapt săptămâna asta, vineri și sâmbătă. Și la cum schimbă ăștia prognoza, eu nu pot să mă ghidez după ei, eu merg înainte cu planul pe care mi l-am făcut. Încerc să fiu pregătit pentru temperaturi scăzute și în același timp o să fiu pregătit și cu răsaduri bune de plantat dacă
se dă, mamă, minus 6. Dacă se dă startul la plantare la în perioada normală, în timp util sau cum vreți dumneavoastră. Eu tot timpul dau drumul la răsadurile pentru grădină după data de 23 aprilie. Așa este o vorbă aici în zona în care locuiesc. După Sfântul Gheorghe punem în grădină. Deci pe 23 aprilie Sfântul Gheorghe. Ne punem pepenii Nelu și Gabi, iar acolo profesioniștii. Punem pepenii direct în sol. Solul la noi este nisipos și pepenii se fac foarte mari și dulci. Nelu și Gabi, am fost și eu la voi în zonă în vară, la o cultură de varză. Deci în Dâmbovița, dar nu mai mi-aduc aminte numele satului, lângă Lungulețul, până în Lungulețul. Am făcut și un materiale pe canal și am văzut ce sol aveți voi acolo. E minunat, este și normal să fie bazin de gomicol. Bine că erau grămezi și cărau cu remorcile gunoi de graj. Adică e și meritul vostru că l-ați îmbunătățit și l-ați fertilizat și bineînțeles că s-a îmbunătățit foarte mult structura lui. La noi abia după 15 mai putem pune în grădină. Ce diferență între zona de nord și a voastră? Da, da, e o diferență mare. Mă uit la canalul de YouTube Ferma de Legume Cristorel și Ciprian Rareș Porumb. Și la fel, nici n-au repicat, acum încă seamănă, de fapt și eu încă seamăn, dar sunteți mai mult mai întârziați ca noi. Nu știu ce ne pregăti și nouă mititelul, ce trebuie să mai avea. Ardem, iau ce semințe mai. Și ăștia la fel, pe burtă și o infic cam un centimetru așa. După care strâng turba la suprafață. Și imediat tot și se așează din nou, se uniformizează. Poate să înghețe puieții de dar prin domnul, dar dacă sunt plântuțe mici, există riscul să înghețe. M-am uitat și eu zilele trecute la butașii de dafin, am scos vreo 2-3 din alveol, aveau rădăcini. Deci s-ar putea să am un procent bun de rădăcini aia. Și dacă e așa, o să am și o plante bună de vânzare în următorii 2 ani. Deci dacă sunt plântute tinere în pahare mici, feriți de îngheț că e păcat. Bună seara, Solarion! Vitalie Guzun, la ce intensitate ai ținut lămpile Marsilio după replicare și dacă ai ținut 100% sunt din Republica Moldova, Vitalie. Deci și acum lămpile mele, eu am plante în pod acolo, sunt la 75%. Am ținut-o la, până la, când am avut lăsadul anul trecut, am ținut-o tot așa, la 75% pe toate, sau una, că erau lăsadul în câteva alveole. Și după replicare a rămas la 75%, dar cam simte că a mai scăzut orele. Deci când plântuțele sunt mici, de la nivel de cotiledon până la replicare, este recomandată lumină mai multă, cantitate mai mare și de durată mai mare. După replicare trebuie să scădem treptat cantitatea, da? Adică timpul. Eu am scăzut de la 14 ore până la 10 ore, câte o oră săptămânal am redus cantitatea de lumină. Domnul Rite, nu vorbim așa aici. Domnul Vitali mai m-a sunat de vreo 2-3 ori cu lampile. Sunt informații pe care i le-am mai spus. Da, eu n-am zis nimic. Sunt aici să ajut și nu fac diferențe. Dar acum o să dirigez și eu pe toți cei care mă contactează în privat, le răspund la primele 3-4 întrebări, după care îi dirigez pe grupul Grădina lui Dan și Prietenii, unde pot să aibă mai multe sugestii, mai multe sfaturi, ca să știți că am ajuns să-mi fie frică să pun mâna pe telefon și acum cât am fost în
după ce am intrat în live, am pe Facebook câteva mesaje. Le-am primit acum, în timpul live-ului. Ionel Drăghici, de astăzi s-a pornit un nou ciclon din Marea Mediterană care va aduce numai probleme, zăpadă și frig. Stați în gardă, vă mulțumesc pentru sfaturi și atenție. Vă mulțumesc și eu, domnul Ionel Drăghici. Suntem în gardă, eu sunt în gardă tot timpul. Sunt foarte atent la temperaturi, mă trezesc noaptea să verific dacă totul este în regulă. Am stoc de motorină. În solarele unde am plante, sunt pregătit cu agril, cu sursă de căldură. Dacă mai e nevoie, mai duc un arzător de acasă, o butelie, am și buteliile pline. Deci, în principiu, sunt pregătit. Dar nu zic că nu pot apărea probleme, că au mai fost. Anul trecut, atunci, pe 28 și 29 martie, eu am pierdut în jur de 1000 de fire de roșii. Mi-au fost foarte afectați smochinii, pentru că erau afară. I-am învelit eu cu agril, dar n-a fost suficient. Acum i-am acolo la gard. Mai am vreo 300 de butaci de mutat în pahare și mă abțin până săptămâna viitoare să treacă și episodul ăsta. Îi las acolo că sunt bine unde sunt. Deci mă opresc puțin. Lucrez acum la flori săptămâna asta. Mai am și niște ardei de repicat și lucrez la... O să umplu pahare pentru petunii. Mâine primez niște ghețărică, niște răsaduri de ghețărică. Pregătesc pentru primărie să pun într-un sens giratoriu aici în sat. După data de 12 ne va afecta. Deci după 12 martie, domnul Ionel, nu? Vezi ce umplu eu răsadnița mâine instant. Și roșiile le țin la pregerminat, lasă iasă dovlecii. Și cum este dovlecii, îi scot și bag roșiile. Vă mulțumesc, domnul Marius, spor la treabă și dumneavoastră. Cum vă faceți să vă trimiți niște butași de măslin? Păi da, butașii nu cred că o să ajungă în timp util ca să poți să-i înrădăcinez. Am și eu câțiva butași de măslin, am tăiat din măslin, am un măslin, am tăiat în toamnă, m-am uitat la, chiar și azi din videoclip m-am uitat. De fapt, astăzi m-am uitat la, pe fundul alveolei, așa n-am văzut niciun semn. Dar am câțiva înrădăcinați anul trecut. Nu e problemă, că eu mă joc cu ele. Dacă n-am nimerit perioada asta toamnă, n-a fost perioada bună, revin. Am plantă mamă, tai din ea. Dorneric, acel smocot îmi recomandați pentru mușcate. Cel de 6 luni. Știu că sunt mai multe formule și am zis că vin cu... Mai m-a întrebat cineva ce formulă de pruscote folosesc și n-am știut să-i spun. Eu am cerut la semințe plante să-mi dea pentru mușcate de 6 luni și ei mi-au dat. Și nu am sacul aici. Am făcut mai devreme un amestec, uite, vi-l arăt. Am chemat un băiat să mă ajute. Se vede? Se vede. 6 saci de turbă. Vedeți? Pentru că mai am jardiniere de montat și mai am smochinii de mutat, la smochinii o să folosesc amestec de ăsta și mai am paharele de petunie, de ghețărică, de umplut, mușcate de montat la ghivece suspendate, trebuie să umplu toate ghivecele astea și astea sunt întârziate, nu am ce să fac, trebuie să le iau pe rând. Și da, vreau să vă spun că am fost la sacul de pruscote, îl am în magazia mea, de podul casei. Dar m-am dus acolo cu măsura și n-am coborât sacul, mai am o jumătate de sac.
Câte zile v-au germinat roșiile lacrimi pe fecioare? În jur de 7 zile. Nu sunt foarte atent. Adică nu țin minte, băi, asta a însemnat o vineri și mi-a răsărit tot vineri. Oricum, germinarea e progresivă tot timpul. Doar la hibrizi ăștia foarte scumpi este o germinare uniformă. La soiuri, domnul Sirinel George, te aștept la Tânganul pentru experimente în grădină și în solar. Domnul Sirinel, când ajungeți la mine, dacă ajungeți, să chiar să mă atrageți atenția să vă dau câteva plante. Uite, să vă dau și tărtăcuțe, ce mai vreau eu să experimentez. Bună seara, domnul Costel. Reacționa 50% lumină, 14 ore pe zi, dar roșiile mi se par cam înalte, sunt ca chibritul. Păi măriți intensitatea, 75, 80, 90, lucrați cu ele, că de-aia au setările alea. La ce înălțime față de plante sunt lămpile? Mariana Aldică, bună seara! Nelu și Gabi, am și un solar care este plin cu spanac. După spanac o să pregătesc solul prin frezare, este suficient? Mă gândesc că este la cât de nisipos e acolo și vreau să pun roșii. Este primul an și nu mai pricep, o să mă scriu și pe grup. Da, vă aștept pe grup acolo, să știți că chiar sunt sfaturi de la profesioniști. Mă bucur că sunt producători de răsaduri dispuși să ofere informații la fel ca mine. Am văzut că sunt foarte activi, au intervenit la fiecare postare cu probleme. Și chiar s-au rezolvat problemele în urma sfaturilor lor. cm, cam mult, domnul Vitalie. Dați-le la 100% să stopați roșiile alea. Lumina e foarte importantă. Ca să nu mai modificați înălțimea, dar în mod normal ar putea să modificați și înălțimea. În mod normal. Dacă nu puteți să o modificați sau e mai greu, dați-le la 100% să măriți intensitatea. Am venit an de an și de fiecare dată mi-ai dat câte ceva. Păi da, acum să vă dau cu titlul de probă. Banciu Dumitru, bună seara! Eu zic să vă duceți câteva zile la 100%. Sau să lăsați lămpile mai jos, ca să opriți alungirea. Dacă alungirea a început, este foarte ușor să continue. Și încercați să nu mai udați. Să udați foarte responsabil, așa cu... Când chiar este nevoie de apă. Mi-a zis un prieten zilele trecute, le mai dau apă când o crăpa fierea în ele. Am zis-o și eu astăzi în material. Am și eu niște roșii care mi-au plecat în sus, dar nu mi-am dat seama că tăvițele alea o să absoarbă apă așa de repede și le-am udat excesiv. Prin imersie, dar a tras imediat toată apa și n-am avut ce să le mai fac. Da, nu e o problemă că știm să repicăm, le facem bubuc. Le înduim așa pe deget și le încolăcim acolo în colp. Și facem răsad ca creion, ca virgulă creion. Eu am pus perlit ud foarte rar. Cum ați udat perlitul înainte să-l amestecați? Cum să-l auzi înainte? Eu amestec uscat. Adică am spart sacii de turbă jos, am întins perlitul, 2 saci de perlit, am venit cu pluscotele și l-am luat la lopată de 2 ori, ca pe beton. Am făcut 2 amestecuri singur și din cauza asta am chemat un băiat, pentru că e foarte greu să dai și din stânga și din dreapta. El se amestecă prin cădere, când iei de jos și curge. Și trebuie să ieși din stânga și din dreapta și m-a ajutat o jumătate de oră cineva.
suntem cam departe, Nelu și Gabi, că sunt 50-60 de kilometri. Am niște vecini aici care sunt din satul ăla, uite că am uitat satul. Unde am fost eu, am filmat la varză. Și ajung destul de frecvent acolo. Dar dacă vrei să iei răsat de la mine și vrei să faci un efort, eu sunt aici. Le tăiem, doamne, Andrei Irimia. Sabia pe ele. Sabia pe ele. Dacă sunt în vegetație, au frunza frumoasă, verde, aprins, puteți să tăiați acum, să scurtați lăstarii aia. Chiar astăzi a venit o doamnă la flori și că ce mușcate am eu. Și zic, doamne, dumneavoastră nu sunteți bună de clientă. Păi dacă reușiți să treceți mușcatele de iarnă, eu ce fac? Cui mai bun mușcate? Hai, lasă-mă că tot de la tine le-am luat și uite, vin mereu și iau de aici flori. Păi așa să faceți. Vine, a luat panțelute și garofițe azi. Și bănănăia pe mușcate. Nu, nu, lăsați-le că e de vreme. Și, păi ce mușcate am eu și mi-a arătat câteva poze. Și am zis, doamne, tăiați-le că erau niște tije de alea groase înalte și avea vegetație în vârf. Și am scurtați-le, că avea lăstar și pe jos vârful ca să poată să crească, să lăstărească mai jos, așa. Și nu, cum să le tai? Păi dacă nu le tăiați, ei nici nu le tai, nici nu le fertilizează și vor să aibă plante frumoase. Deci trebuie scurtate și fertilizate. Cât să mănânce planta dintr-un ghiveci în decursul unui an? Da, domnul Vitale, mai jos. A, lucrezi în București. Păi e foarte simplu atunci. Foarte simplu, treceți pe la mine într-o secundă. Grădina lui Dan pe Waze. Mă găsiți pe Waze. Andrei Iremia, o să le tai, dar vreau să ajung și la dumneavoastră să cumpăr niște mușcate. Opa! Potențial client. Anul ăsta am puține mușcate, să știți. Am pierdut anul trecut plantele mamă și am ieșit cu... Adică am cumpărat și eu niște butași pe care i-am montat în ghivece suspendate. Intenționam să mai tai din ei, dar a fost cam târziu, n-au crescut în timp util. Da. Asta e un an așa, la anul o să fiu pregătit. Îmi tai o mușcate anul ăsta. Chiar o să-mi cumpăr flori, culori pe care nu le am. Iau două, trei bucăți din fiecare și fac 200-300 de butași. Cum a fost până acum. Bine că și acum am multe, foarte multe plante făcute din butașii mei. Eu am cumpărat în jur de 300 de butași de zonale și caliopă și am multe ghivece, nu o să vă spun câte, dar am multe. Păi așa e frumos, părinții la țară să las muncă la câmp, la solar și nu la București. Nu e frumos, nu e bine. Cel puțin în fiecare weekend acolo, la ajutoare, la muncă, la treabă. Măcar weekendurile. Clau74, salut, am pus semințe de leuștean într-un butoi prin presărare. Semințele să le las la fața pământului sau să le învelesc într-un stat de pământ? Le înveliți. Într-un butoi prin presărare. Butoiul ăla să aibă găuri de drenaj. Da? Deci apa aia pe care o punem noi de sus trebuie să iasă pe undeva, surplusul, da? Obligatoriu trebuie să aveți drenaj. Și presărați peste ele, așa, substrat, ce aveți dumneavoastră acolo. Și temperatură de 20 de grade, 20-25 de grade pentru germinare. Alex Rusu, ce părere aveți de răsadurile de legume altoite? Extrem de bună. Extrem de bună este o variantă care scutește de multe chimicale, asigură reușeta recoltei, culturii, pentru că altoirile alea se fac pe
port altoi de plante foarte puternice, cu rădăcină foarte puternică, rezistente la boli, mai ales la bolile de sol, la manele de sol. De ce credeți că în bazinele legumicole de pepeni se pun numai răsaduri altoite de pepeni? Opa, am terminat două lecei de semana. Opa. Atât până acum, peste vreo două săptămâni încep în serii mari, săptămânale. Ăștia s-am v-am zis, pentru cei mai vrenici, le spun eu, cei mai vrenici grădinari. Și pe peneștia să vorbesc cu mine, cu domnul Nache. O să pun și o întrebare pe grup, să văd toate sfaturile de la toți profesioniștii, toți care fac răsaduri de pepeni. Eu în apartament mă simt cam coșiu, cum să nu am eu curte și aceleași sentimente l-am și eu, domnul Ritter, că mi s-a întâmplat să mai merg pe la apartament și Neluși Gabin, cam în ce perioadă scoți răsadul la vânzare? Pentru solar, data de referință la mine este 20-25 martie și pentru grădină 23 aprilie. Dar este discutabil în funcție de prognoza meteo pe care o avem pe următoarele două săptămâni. Cristian Maria, de ce se îngălbenez răsadurile de ardei la frânzurițele din mijloc? Lăsați-mă să ghicesc, este vorba despre Slonovo Obo? Slonovo Obo, ardeiul Capia? Cu ureche de elefant? Să știți că am avut discuția asta cu domnul inginer Nachetitel, pentru că și eu am semănat Slonovo Obo câțiva ani de zile. El încă mai seamănă și mama lui mi se pare că seamănă Slonovo Obo. Și am ajuns la concluzia că din cauza frigului, da, este mai pretențios la căldură, la temperaturi mai bune, îi trebuie temperaturi mai bune. Și am ajuns la concluzia că din cauza frigului se îngălbenește. Prima dată te duci cu gândul la o carență, că n-are, lipsește ceva nutrienți. Încercați să le măriți temperatura. V-am trimis ceva poze pe adresa de Facebook, sper să fi mers. Haideți să-l punem pe grup, domnul Dan Mărgărit. Să vadă toți urmăriți, toți membrii de acolo. Cu siguranță le-am primit. A, deci am avut dreptate, doamna Cristian, nu? Da, deci temperatura, măriți temperatura la ei. Și uite, puteți să folosiți Cromax ca să excludeți varianta de lipsă de nutrienți. O fertilizare foliară nu strică. Am folosit Cromax la roșii semănate, au 5-6 cm, am procedat corect. Depinde de doză, domnul Costel Toma. 5-6 cm, cotiledoane, nu? Deci nu avem frunză adevărată. La nivel de cotiledon, spuneți-mi doza și vă spun eu dacă e bine și vă spun și ce trebuia să faceți. Grappini Octavia, când putem scoate leandrul afară? Că am cumpărat recent unul și nu știu nimic despre el. Am văzut la dumneavoastră că aveți leandri foarte frumoși. Ei nu sunt chiar așa frumoși că să pesc tai din ei, dar să știți că sunt acceptabili în primăvara asta. Dacă l-ați cumpărat acum și probabil dintr-un super, hiper, mega market sau doar la vreo florărie adus de afară, vă recomand să-l scoateți când temperaturile de noapte nu scad sub 5 grade. Dacă era de la mine, vă dădeam voie să-l scoateți pe Sandu Lăcătușu, nu. Nu o să mai vorbesc despre balsamit, am vorbit de atâtea ori, eu nu-l recomand. De bun e bun, probabil că face ceva, că este foarte folosit, dar eu nu-l recomand. Nu pot să mă țin. Balsamidul este un dezinfectant care lucrează
creând o peliculă de gaz la suprafața solului. Este recomandată acoperirea solului cu folie după ce împrăștiem acele granule de balsamid. Deci trebuie să frezăm, să udăm, să încorporăm balsamidul, după care să acoperim solul cu folie. Prin acoperirea solului cu folie se formează o peliculă de gaz care nu mai permite oxigenarea solului și bineînțeles că toate microorganismele din sol or să moară. Dar ce facem? Că omorâm toată fauna solului. Și în condițiile în care probabil 80-90% din fauna solului este benefică pentru plante, pentru celelalte 20% distrugem tot. Fauna solului se reface în an de zile, da? Prin fertilizări, prin aerări, prin... Uitați-vă la canalul de YouTube Grădina Biolegumix, chiar aseară a postat dânsa un videoclip despre aerarea solului și cât de importantă, ne-a explicat extrem de clar cât de importantă este fauna solului, microorganismele care se regăsesc. Este o întreagă viață acolo, nu m-am exprimat bine. Sunt colonii de microorganisme care ajută plantele, trăiesc în simbioză cu plantele și le ajută să se hrănească. Deci eu nu sunt de acord cu balsamidul, da? Dacă avem probleme de mană a solului, putem să facem tratamente cu produse organice la plantare, cu micorize. Deci micorizele astea sunt tot niște microorganisme care, odată hidratată substanța respectivă, dacă este praf sau dacă este lichidă, facem diluția recomandată. Și microorganismele le aducem în sol, în jurul rădăcinii plantei, ele o să se comporte ca paznici. Da? Deci trebuie să mărim numărul microorganismelor benefice, care se luptă cu cele rele și ne protejează planta. Și faceți acest tratament la plantare și o dată pe lună, o doză mai mică, doză de întreținere. Mi-a fost recomandată doză la 1/2 doza de întreținere. Bun, ați precedat corect, domnul Costel Toma, 2,5 ml la 10 litri. Ați procedat corect, nu aveți nicio problemă. Următoarea stropire la frunză adevărată folosiți 5 ml la 10 litri și abia mai târziu, când frunzele adevărate sunt bine dezvoltate, probabil că nu mai e nevoie de fertilizare până la repicare sau chiar înainte de repicare, puteți să vă duceți la 10 ml la 10 litri de apă, adică 1 ml de cromax la 10 litri, la litru de apă. Dar nu vouă foarte greu, miez, restul au ieșit toți, doar el și Iancu, încă se mai gândesc. Ce soluție de înrădăcinare recomandați pentru răsaduri? Cât se folosește pentru înmuierea rădăcinii? Alex Rusu ne spune albit cu previcur. Păi acum, hai să ne hotărâm. A zis doamna, pentru dezvoltarea rădăcinilor, pentru înrădăcinare, adică pentru dezvoltarea sistemului radicular. Albitul eu nu l-am lucrat cu el, am văzut că este foarte folosit. Dar eu consider că albitul ăla este foarte bine promovat. Acum nu vreau să vorbesc cu păcat. Eu folosesc, știți cu toții, ProRoot și Symbio MicroGrow și sunt foarte mulțumit. Albit și Previcur, ăla fiind biostimulator, ăla fiind un fungicid sistemic, nu prea se pupă una cu una. În cel mai rău caz, Alex Rusu, ar trebui să aplici astea două substanțe separat. Da, facem repicarea, punem prima dată albitul ca să dezvoltăm rădăcina, după care previcur. Deci, Sandru Cătuș, eu folosesc produsul ProRoot și produsul Symbio MicroGrow. Nu prea... Nu știu dacă le am pe aici.
Prorutul nu l-am aici. Este insular în partea cealaltă, dar simt biomicogroul l-am aici. Este o pulbere, se dozează 20 de grame la 10 litri de apă. Asta sunt microorganismele alea despre care vorbeam, micoriza. Dar se aplică doar prin imersie. Nu mai desfac că se închide greu. Decât să folosești balsamin, mai bine mergi și-ți cumperi legume din hipermarket. Exact, pachetul verde. Sandu Lăcătuș, eu v-am spus, vă recomand tratamente cu micorize la plantare și doză de întreținere lunară. Adică doza de întreținere este jumătate din doza recomandată. Ionis Legumicultor, salutare! Ionis Legumicultor. Și eu vă mulțumesc, Cristian Maria. Cred că aduc tăvițele în casă pe timpul nopții și măresc temperatura la paradoxal acolo unde îi pun, mă voi plimba câteva zile cu tăvițele. Păi dacă n-au răsărit, lăsați-le în casă, domnul Ritter, nu le mai duceți înapoi în solar. Le puneți acolo până răsar și după aia joacă cu ele în solar. Mamă, încălzire în paradoxală și mai faceți în solar direct acolo. Scoateți patul afară și... Eu primii castraveți pe care i-am semănat, i-am germinat sub pat. Asta e adevărul. Au ieșit câteva. Păi dacă au ieșit dintr-o alveolă de 288 10 fire, eu aș renunța la alea 10 fire pentru celelalte 260. Adică le las pe aia să se alungească, să-i dau pe celelalte afară. Eu așa aș proceda. Și aveți grijă că dacă vorbim de Zlonovo Ovo, ei se îngălbenesc după ce apare frunza adevărată, deci primele frunzulițe. Atunci au nevoie de temperatură, deci au nevoie de temperatură mai mare și după răsărire. Aoleu! Cred că s-a făcut 10, nu? Uite ceasul. 20. Cam câte zile ar răsări roșii la 23 de grade? 6-7 zile. Domnul Sandu, vă recomand produsul Triptolemus, pe care l-am folosit cu succes. Chiar cu succes. La fuzarioză. Triptolemus îl găsiți pe semințeplante.ro. Am și Triptolemus, dar e pe sala, a rămas pe acolo, nu mai mă duc să-l aduc. Ca să vedeți cum arată. Vedeți că sunt două variante, avem una concentrată și una light. Diferă doza de aplicare. Bun, ajunge pentru seara asta. Am făcut material și cu dovlecei, nu vreau să pierd niciun material și, nu știu, poate revin și cu pepenii. Să văd cum mă simt. Vă mai spun încă o dată, vă aștept pe toți care sunteți interesați de legumicultură la un alt nivel, la un nivel mai înalt, pe grupul de Facebook Grădina lui Dan și Prietenii. Da, doamna Anișoară, în fiecare zi, să știți că asta e ora la care plec eu din solar, de fapt, un pic mai târziu, la 10 fix am program. Da, domnul Rite, depinde de semințe. Eu am zis 7 zile, 6-7 zile. Și depinde și foarte mult de condiții, că dacă avem 23 de grade, plaja este 20-23, poate să ducă și la 10 zile. Dacă avem plaja 23-25, mitică la rău și după ce fac frutele și coc atunci, dacă dă vreo boală sau domnitor, ce facem? Că nu mai putem stropi. Păi atunci este problema, domnul Mitică, pentru că roșiile când fac fructe, deja ele își slăbesc foarte mult imunitatea. Cred că ați observat cu toții că până apar gogonelele la rodul 2-3, ele nu prea au probleme. De acolo încep să apară problemele. În primul rând că cresc temperaturile, în al doilea rând că se înmulțesc dăunătorii, ne duce mai mult în vară și apar generații de dăunători.
Și în al treilea rând că plantele au imunitatea scăzută, ele orientându-se pe creșterea fructelor. Da, e ca o mamă când face copii, are copii, ea uită de ea. Are grijă de copii. Așa se întâmplă și la roșii. Și putem să stropim în condițiile în care folosim produse omologate și păstrăm timpii de pauză. Omologarea asta înseamnă că s-au făcut teste și după numărul ăla de zile recomandat de pauză, nu mai avem reziduri în fruct. Da? Este cel mai corect mod de folosire a substanțelor fungicidelor. Dolor gigant, încă te gândești. Vă mulțumesc, domnul Costel Toma, vă mulțumesc tuturor și să ne revedem cu bine în următoarele materiale. Seară bună tuturor!